Bun, ce vreau să zic, am văzut în ghildă de la noi din oraș. Nu știu dacă e în grup, o să-l bag. Am văzut faptul că, ținând cont că are level 44, are foarte puțin level la skill-uri și enchant-urile așa și așa ar trebui să le pui pe toate. Și aici la fel, văd că ăsta ți l-ai upgradat cum trebuie. Și să ne uităm și la PSD. Ne vedem. Da. Nu-i bine, ar trebui să fie toate de level maxim pentru un spor foarte mare. Exact. Da, să ne uităm la Cătălin. Spre exemplu, lui mai lipsesc enchanturile de aici. Dar în rest, totul e ok. Foarte bine. Și na, mi se pare foarte ok să ai totul la maxim. Toți eroii pe care îi folosesc în principal sunt la maxim. Bine. Vedeți aici. Mâine fac Queen Master de 4 stele, primul meu erou de 4 stele. Decau este în stare de upgrade și va fi main tank-ul. Și nu neglijați ce play, nu, pentru că e foarte, foarte bun. Eu nu am acum bani, dar din când în când îl upgradez. Și m-am apucat pentru acest erou care e genial. Am stat mai mult și l-am analizat și văd că e foarte ok. Na, este level 45, până la upgradez mai durează. Momentan eu am power, după cum vedeți, 6277, doar că voi înlocui Razor-ul și cu Warchief-ul, cu Decau și World Curse-ul. Voi face un master de 4 stele, de abia aștept, și mâine fac și level 57, după cum puteți vedea. Și cam atât. Sper să țineți cont de sfaturile mele și niciodată să nu lăsați stamina full, pentru că eu oricum se încarcă. De exemplu, dacă în seara asta o consumați, dimineața o aveți full și așa faceți și mai mult team XP și mai multe iteme. Și na, ce să vă zic, cam atât. Salut!